Pace Israel, sau că spunem în ebraică vechi și lua mășală, voi începe prin a da toate lodele Yahweh în numele lui Yahushai, un staba gimno priest Yahweh in the name of Yahushai, onorurii dubla apostolilor al GMS, tabelonul de apostles, GMS, și onorurii fraților că face lucrarea lui Domnul Dumnezeu în adevăr și sinceritate, and honor to the brothers doing the work the most on truth and in sincerity. Noi suntem Biserica, we are the church. Noi suntem Biserica lui Yahweh și Yahushai. Cuvântul Biserica provine din greacă, ecclesia, ceea ce înseamnă a striga. So we are the church of Yahweh or Yahushai. The word church comes from the Greek ecclesia, which means to call out. 1 Corinteni 3 verset 16. 1 Corinthians 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Yahweh și că Duhul lui Yahweh locuiește în voi. Alright, so 1 Corinthians 3:16. Right? Nu există un al treilea templu fizic, ci una spiritual înăintru nostru. Right? So there doesn't exist a physical third temple, but a spiritual one which is inside us. Okay. Faptele Apostolilor, 7 verset 48, this is Acts 7 and 48. Dar cel priunut nu locuiește în locășuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. This was Acts 7:48. Matei 18 verset 20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Right? So that's Matthew 18:20. When two or three are gathered in my name, there I am in the midst of them. Când suntem adunați în numele lui Yahushai, el este în mijlocul nostru, așadar nu este nevoie de o clădire fizică. Right? So, when we are gathered in the name of Yahushai, he is in our midst, right? And therefore, there is no need for a physical building. Pacha, Shalom.